După performanța incredibilă obținută în Euro Challenge, Energia vrea să repete isprava și în campionat. Basketbaliștii gorjeni încep de mâine seria meciurilor de foc din semifinale contra celor de la AS Soft. Elevii lui Antonis Constantinides au rămas la Ploiești după ce au revenit din Turcia și promit o partidă mare contra campionilor de la Ploiești. Energia va disputa primele două meciuri din semifinalele campionatului național de basket contra celor de la AS Soft la Ploiești. Elevii lui Antonis Constantinides vin după locul 3 obținut în Final Four-ul Euro Challenge și promit că vor da totul pe teren. AS Soft a trecut în sferturile de finală de cei de la Timișoara, în timp ce basketbaliștii gorjeni au obținut 3 victorii consecutive cu cei de la Pitești. Prima partidă dintre cele două formații se joacă mâine de la ora 19:45.